Bună ziua tuturor! Mai întâi de toate vom explica ce e cel stingător, cum ne folosim de el, în ce cazuri ne folosim, câte moduri de stingătoare sunt, apoi stingem focul. Se cunosc patru feluri de stingătoare. Stingător cu spumă, cu praf, cu halogen și cu bioxid de carbon. Nu toate stingătoarele putem stinge focul tot timpul în același fel. Astăzi, conform planului pregătirii protecției civile în raionul Chilinești, vom desfășura ședința de totalizare a îndeplinirii planului de activitate a protecției civile pentru anul 2013. Tot astăzi, conform planului, se vor desfășura aplicații la protecția civilă sub conducerea primarului demonstrative, 3 ore cu tema activitatea Comisiei Situaționale, efectivul punctului dirijare, formațiunile protecției civile a primăriei și la lichidarea consecințelor tremurilor de pământ. Vreau să dăm cuvânt de deschidere acestei ședințe de totalizare domnului vicepreședinte al raionului Chilinești, domnul Vasile Putan. Noi foarte bine ne dăm seama de importanța serviciului dat și a planurilor pe care le-am primit noi pe 2013 și pe anii care sunt în viitor, pentru starea care sunt în localitățile în care le gestionăm. Pur și simplu se vede că poporul nostru este un popor încă binevoitor la Dumnezeu și avem nu atât de mult calamități care ne-ar pune pe gânduri și ne-ar pune pe lucru și ne-ar face foarte mari probleme pentru cetățenii din localitățile în care le gestionăm sau în Republica Moldova. Vicepreședinte, să vă arată asistență pure drept, dar situația în total corespunde raportul făcut de domnul Veșca. Cu adevărat, dacă ne referim la bază materială pentru protecție civilă, păi e practic la bine. Și asta eu cred că ar trebui, mă gândesc eu că ar trebui să fie un program național pentru a ne acorda unele mijloace financiare pentru completarea măcar a câtorva, să zic așa, elemente din situații excepționale. Echipele protecției civile a Comunei Chiscani Vechi sunt aliniate. Raportat președintele Comisiei Situații Excepționale, statul de Bucean. Bună ziua! Bună ziua! Echipa de cercetare și generală, componența 10 persoane, dotată cu mijloacele tehnice necesare, este gata pentru a îndeplini condițiile, indicațiile. Let's go!
Grupa de cercetași a depistat clădirea de pe teritoriul primăriei în dosare avariată și am depistat bolnavi, grupele de salvare au fost anunțate, au luat mătări. Domnule. Vreau ca să conștientizați. Mă numesc Siloș Iurie, sunt șef direcției situației excepționale Orhei. Elineștiu intră în direcția mea, adică care o conduc eu, și parte componenta ei. Ce vreau să vă spun? În primul rând, mi-a plăcut atitudinea de care ați dat dovadă pentru a face această aplicație. Vreau să-i mulțumesc personal, domnul primar, care a putut să vă mobilizeze și necătând că unii zâmbesc și le par că îi joacă, dar dacă, nu dea domnul, se întâmplă o calamitate și tot în așa componență veți fi mobilizați, credeți-mă, consecințele vor fi mult mai ușor de depășit. Mult mai ușor. Dacă să vă... Într-adevăr, ăsta este un exercițiu. Noi trasăm niște linii, niște idei și vedem calea cum să le depășim. Asta e chestia. Nu era nevoie să dărmăm sau să dăm focul la casă și apoi eroic să o stângem. Evident că nu. Noi nu mai ați modelat ceva. Dar dacă să vă mobilizați, să fiți o echipă unită în cadrul președintelui Comisiei Situații Excepționale Locale, adică a domnului primar, credeți-mă, grindină, chiciură, cu tremuri de pământ vor fi mult mai ușor de depășit. Eu vă urez ca pe viitor să fiți tot așa de disciplinați și de Doamne să se termine numai cu aplicațiile. Să avem nevoie în viața cotidiană de ajutorul meu. Dar din practica mea, că nu mai lucrez eu mulți ani în situații excepționale, dar deja am văzut momente care au necesitat o mobilizare maximă. Chiar și nămeții ăștia din anul trecut, când sate au fost blocate câte o săptămână, când pe mâini scotem femeile care trebuie să nască și le ducem la instituțiile medicale respective. E și multe, multe alte cazuri. Și până la urmă, acolo, în acele primării, unde au fost mobilizate echipele și grupele respective și s-au făcut, s-au deblocat drumurile mai ușor și multe lucruri s-au făcut foarte bine, s-au adus alimente, au funcționat instituțiile locale. Dar acolo unde nu s-au mobilizat oamenii, ajutorul din Chișinău până vine, acolo pot să degeri de frig. Asta ca pildă eu vă aduc. De aceea eu vă mulțumesc încă o dată, fiți tot așa de mobilizat și fiți o echipă. Teritoriul gimnaziului nostru vom trece aplicații la protecție civilă. Evacuați? Deci s-au adus sinistrații unde li se va acorda primul ajutor medical. Și un incendiu care unde se va demonstra cum se, cu ajutorul stingătorilor, cum se stinge incendiul. Balan, care e foarte conștiințios, își face meseria. Da. Și cunoaște printre altele, vreau să vă laud. Și unul cu o plagă cu hemoragie profundă. S-a aplicat garou maxim 5 cm asupra rănii, s-a instalat bilețelul cu ora, data, ziua. Pe timp de iarnă, garou se slăbește din ce în ce mai des pentru a nu necrotizație suturile la picior și în cazul ăsta îi transportăm cât mai urgent la spital. Incendiului, care întâmplător de la un scurt circuit s-a aprins în gimnaziul nostru. Apăsăm butonul și îndreptăm în foc. Stimați copii, vreau să ne fac o remarcă. Deoarece suntem la zonul sărbătorilor de anul nou,
toți vom folosi brăduțul de anul nou. Vom confecționa măști. De aceea, Serviciul Protecției Civile și Situațiile Excepționale vine cu rugămintea la dumneavoastră. La confecționarea măștilor, nu folosiți vată, deoarece este un material foarte inflamabil. Nu folosiți acele petarde sau lumânări. Dragi copii, vreau să fac și o remarcă. În timpul când se recește brusc perioada afară, știm cu toții că îngheață lacurile, bazinele acvace și deseori copiii ies la joacă în aceste bazine acvace și pe aceste râuri. Vreau să vă reamintesc, deja știți cazul care a avut loc la în satul Vadulecă, unde au decedat 4 persoane, inclusiv 4 minori, și că pe viitor să nu avem asemenea cazuri în raionul nostru, nu vă rugăm, dar cerem ca copiii în perioada dată să nu se joace pe râuri și bazine acvace unde sunt acoperite cu gheață. Aplicațiile au luat sfârșit. Vă mulțumim mult!